Deci, mă numesc Lina Pavăleanu, candidat la funcția de director a Instituției de Învățământ Preșcolar numărul 32. Conform regulamentului, am întocmit proiectul de dezvoltare pentru perioada de 5 ani 2023-2028, care, cu permisiunea dumneavoastră, o să încep. Conform strategiei de dezvoltare a educației, Educația 2030, care definește politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul educației, unde se descrie mecanismul de realizare acesta în perioada anului 2020-30 și se precizează impactul așteptat asupra statului și a societății. Problema abordată în Republica Moldova, educația reprezintă o prioritate națională. Domnule, eu îmi cer scuze că vă întrerup. Ar fi bine să mergeți pe lucrurile care sunt vizate cumva în fișa de evaluare. Nu de altă dată o să pierdeți timp și când o să fie lucruri importante. Să ne spuneți, noi să zicem că nu mai avem timp. Noi știm legislația și cum funcționați, dar iată, până la urmă, noi punem pe context general, analiză SWOT, vizimei și așa mai departe. Adică e o chestie prin care noi cu toții o cunoaștem, dar e o pierdere de timp. Bine, deci conform cadrul legislativ, tuturor actelor normative a fost întocmit programul de dezvoltare. Pașaportul instituției, instituția de învățământ 32, conform planului este proiectată cu 14 grupe, la moment activează toate 14 grupe cu un număr de copii, 345 de copii. Analiza situației din instituție tuturor actelor activează 28 cadre didactice, 26 non-didactice, dintre care studii superioare, deja vedeți conform afișei. Cultura organizațională, instituția de învățământ 32, se caracterizează pentru un etnos profesional. Valorile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respect pentru profesie, atașament față de copii, receptivitate la nou, creativitate, responsabilitate, etc. Partenerii sociali implicați în proiectul de dezvoltare. Grădinița noastră asigură calitate actului educațional pentru toți copiii, indiferent de etnie și religie, respectă ritmul propriu de dezvoltare a preșcolarului, oferind accesul fiecărui copil la educație. Părinții, diferite instituții care organizăm partenerii de colaborare. Analiza SWOT a instituției pentru a realiza o bună diagnoză a situației existente în grădinița creșă. Am utilizat metoda SWOT analizând atât mediul intern cât și mediul extern pe 4 domenii principale: resurse curriculare, resurse umane, resurse financiare materiale, relații comunicare și de parteneriat. Conform curriculului sunt asigurate șanse egale pentru toți copiii la educație, modernizarea grădiniței și dotarea cu obiecte conform standardelor de dotare, relații de comunicare și colaborare între cadrele didactice și non-didactice, munca în echipă, pregătirea acțiunilor desfășurate la nivel de sector municipiu, rezultate frumoase, pozitive, susținute de către copii pentru pregătirea de școală. La puncte slabe, insuficiențe de competențe ale personalului privind asistența individualizată a copiilor cu abordare cu CES, utilizarea insuficientă de către unii educatori a tehnologiilor informaționale și a metodelor activ, lipsa specialistului logoped, alte oportunități, existența ghidurilor profesionale și materiale auxiliare didactice, cursuri de formare în dezvoltarea profesională, posibilitatea de a folosi metode moderne și la locul bazate pe însușirea de cunoștințe, realizarea parteneriatelor transfrontaliere în derularea unor activități comune. Conform resurselor umane, instituția este asigurată cu cadre didactice și nedidactice 100%. Echipa de lucru este preocupată de implementarea noilor documente de politici educaționale, capacitatea de a asigura transparența în actul decizional, cadre didactice cu experiență cu gradul 1, gradul 2, personalul nedidactic este
la toate compartimentele cu cursuri de perfecționare. Interesul cadrelor didactice pentru perfecționare, întâlnirile frecvente, cercuri pedagogice cu cadrele didactice, aplicarea mecanismului de motivare a personalului pentru menținerea stabilității în colectiv, etc. Conform la resurse financiare, material financiare, punctele tari, mediul educațional intern este securizat, funcțional și bine dotat. Baza materială bună în toate grupele de vârstă, materiale didactice variate, literatură metodică și pentru copii și pentru cadrele didactice, programele de finanțare pe bază de proiecte, implicarea în proiecte cu finanțe interne, externe, nerambursabile pentru îmbunătățirea calității. Relații cu partenerii. Instituția noastră activează și desfășoară diverse parteneriate în desfășurarea procesului educațional, atât cu Universitatea Pedagogică, cât și cu liceele din apropiere Ginta Latină. Posibilitatea promovării imaginii instituției la nivel comunității, prin pagina de Facebook, pagina web, disponibilitatea de cooperare, responsabilitate cu instituțiile de învățământ, disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijin. Mediul extern al instituției include factori politici, economici, sociale, etc., factori politici, politica privind conținuturile educaționale, factori sociale, resurse bugetare limitate, mulți copii, adică lăsați în grijă rudelor, prietenilor, factori economici, scăderea potențialului economic, factori tehnologici, elaborarea de proiecte, programe competitive în vederea asigurării calității fondului de dezvoltare instituțională. Factori ecologici, Republica Moldova, sunt indicatori de poluare ridicată în calitatea aerului, etc. Viziunea instituției educației de învățământ preșcolar 32, componentă strategică. Viziunea instituției reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care configurează o posibilă și dezirabilă dezvoltare a instituției respective. Viziunea instituției de învățământ este o grădiniță respectată care să ofere o educație de calitate prin îmbinarea celor mai bune metodologii de educație. Misiunea instituției reprezintă declarația de identitate a unității noastre, care o facem cunoscută în permanență atât în interiorul instituției cât și în exterior. Misiunea noastră se bazează pe următoarele principii. Educația copilului trebuie să se facă într-un mediu sigur, într-o adaptare permanentă la stilul de învățare a copilului. Educarea copilului în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, reprezentarea unei oferte educaționale leabile, angajatoare și credibile, respectul pentru sine și pentru ceilalți, dezvoltarea parteneriatelor. Probleme identificate conform curriculului, strategiile interactive nu sunt aplicate de toate cadrele didactice și în mod ritmic. Conform resurselor umane, lipsă la competențelor unor cadre didactice de a realiza educația inclusivă. La baza materială, sursele financiare insuficiente ce nu ne acoperă necesitățile instituției, relații de parteneriat. Nu toți părinții își asumă rolul de partener al instituției de educație cu propriul copil. Ne propunem să asigurăm copiilor o îngrijire și o educație de calitate care să îndeplinească așteptările tuturor copiilor, părinților, conform standardelor de calitate. Dezvoltarea unui învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi ideal și practici pedagogice. Un învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor. Să oferim șanse egale de pregătire pentru școală, să promovăm o ofertă educațională atractivă, care să permită copiilor dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru domeniile de activitate. Să implicăm mai mult familia și comunitatea în dezvoltare și educația copiilor prin diverse activități și acțiuni. Să creăm condiții spirituale și materiale favorabile vieții într-un cadru formal modern, corespunzător normelor și valorilor europene. Să creăm un mediu favorabil învățării, unui climat de asigurare fizică și psihică și de servicii sociale pentru toți copiii, îngrijire, etc. Afirmare și consolidarea imaginii grădiniței prin integrarea în învățământul primar a unor copii pregătiți.
formarea continuă a educatorilor pentru aplicarea metodelor active de predare, monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite conform strategiei de dezvoltare, elaborarea strategiilor obiectivelor prioritare de dezvoltare în baza analizei efectuate, se poate desprinde modul de elaborare a strategiei pentru următorii 5 ani de activitate, strategie de tip instituțional, care explorează oportunitățile și se bazează pe punctele tale. În oferta educațională a instituției de învățământ 32 vor fi valorificate achizițiile de până acum și se va aprofunda analiza, cercetarea și eliminarea cauzelor care duc la rezultatele slabe, monitorizarea permanentă a calității lucrurilor efectuate. Dezvoltarea și perfecționarea managementului educațional se va baza pe calitate, colegialitate, constructivism și pe relații cu partenerii educaționali, sociali și economici. Realizarea unei astfel de strategii va duce la realizarea cu succes a misiunii grădiniții. Direcțiile strategice, sporirea calității procesului educațional, asigurarea condițiilor optime de dezvoltare, educație și învățare, de asigurare a desfășurării unui proces educațional de calitate, dezvoltarea grădiniței prin promovarea parteneriatelor la nivel local, național și internațional, îmbunătățirea funcționalității și esteticii spațiilor, modernizarea și extinderea bazei didactice, promovarea imaginii grădiniței în contextul interesului sporit a comunității sociale. Plan strategic, implementarea și reacordarea activității instituției de prevederile documentelor, aplicarea calității curriculum, stimularea cadrului didactic și realizarea unui învățământ de calitate, perfecționarea personalului atât didactic cât și non-didactic. Conform resurselor umane, antrenarea cadrelor didactice în diverse cursuri de perfecționare, stagi, ateliere, seminarii, etc., monitorizarea și aprecierea calității implementării actelor normative, crearea condițiilor bune de activitate a cadrelor didactice, asigurarea unui serviciu de sprijin între personal și educatori și inclusiv logoped. Sperăm, vizăm să avem. Relații cu comunitatea, să desfășurăm activitățile extracurriculare în parteneriat cu părinții instituțiilor, inițierea și derularea proiectelor internaționale la local, promovarea programului de educație parentală în rândul educației timpurii, motivarea părinților de a se implica mai mult în procesul de educație parentală. Baza materială, dotarea grupelor, completarea conform standardelor, creșterea cu cel puțin 50% cu dotarea calculatoarelor, îmbunătățirea mediului fizic, conectarea cu rețea la internet la toate grupele de vârstă, promovarea imaginii grădiniței, derularea unor proiecte cu parteneriat, prelungirea, continuitatea proiectelor internaționale cu România, colaborarea cu instituțiile de cultură, mass media, implicarea cadrelor didactice atât în activitatea instituției cât și în afara instituției, editarea planurilor, se va asigura informarea comunității, identificarea resurselor extrabugetare pentru realizarea tuturor materialelor, monitorizarea proiectului de dezvoltare, implementarea planului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ se va realiza de către echipa managerială, cadrele didactice și non-didactice, elaborarea planurilor operaționale, prezentarea rapoartelor, includerea de acțiuni specifice în planul, se va face apreciere asupra următoarelor aspecte, nivelul atingerii standardelor educaționale, modul care este sprijinită, încurajată dezvoltarea personală a copiilor, pentru că ei să capete încredere în sine, calitatea activității personalului didactic, relații cu părinții, se va urmări eficiența utilizării resurselor financiare, materiale, etc. Se vor înregistra rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a planului. Se vor analiza cauzele unor evenimente cu eșecuri. Principala grijă de monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor țintă cărora ne adresăm să raportăm preșcolari, părinți, cadrele didactice, non-didactice, comunitatea locală, parteneri și proiecte de a corecta
din mers eventualele distincții. Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliți. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Colegi, întrebări. În punctul 4, la analiză scurt, și anume la relațiile de parteneriat, ați menționat niște activități de educație pentru părinți. În ce constă aceste activități și uniți câteva? Deci, cu privire la desfășurarea activităților în parteneriat cu părinții, tuturor conform planului de activitate a instituției la diverse module sunt proiectate activități. Spre exemplu, încadrarea părinților în activitatea de joc cu copii prin diverse forme, încadrarea părinților în diverse acțiuni extracurriculare. Spre exemplu, la moment recent am participat la la o activitate, un eveniment în Moldova, țara mea, de când toamna, împreună cu părinții. Unde a fost implicat partenerii ca părinți, cu sprijin de a conduce copiii, de a le pregăti costumele, de a ne ajuta să pregătim o expoziție de toamnă, de a ne organiza cu transport de a ieși la aceste activități. Și cu diverse acțiuni. Dacă e vorba de iarnă, e vorba de activitățile despre Moș Crăciun. Dacă e vorba de primăvară, inclusiv și în afara planului, extracurriculare, Vinerea Verde, Ziua Ecologiei, Ziua Pământului, Ziua Florilor, etc., care ne dă un impact foarte pozitiv. Cu cât mai mult familia este implicată în activitățile de educație, cu atât mai mult părinții sunt parteneri mai binevoitori, mai deschiși și la rândul nostru considerăm că este foarte bine aceste metode și suntem ca o familie. Adică împreună educăm tânăra generație, respectăm și programul educațional dat și implicăm familia pentru a ne fi buni parteneri. Colegi, alte întrebări? Nu mai trebuie să suntem motivul aia candidatului. Care este motivul acesta dumneavoastră? Continuă. Da, bună întrebare, vă mulțumesc, domnule Ivanov. Deci este vorba, în primul rând, firea mea de a fi, în alt domeniu nu mă văd, și sunt implicate și niște proiecte educaționale în deja 2022-2024, care cu siguranță dorim să ne le continuăm și nu numai să ne oprim la acesta. Dragostea față de activitate, de profesie, de copii, viziunea mea pentru a crea condiții din toate punctele de vedere împreună cu toate instituțiile statului care sunt buni parteneri și ne susțin în promovarea acestor valori naționale. Mulțumesc. Colegi, alte întrebări? Doamna Pavelian, eu m-am uitat pe planul dumneavoastră aici la dezvoltarea planului strategic pentru resurse umane, pentru mai multe lucruri și aveți baza materială și financiară. $160,000 dotarea grupelor, computere, copiator, îmbunătățirea mediului fizic și extern pentru organizarea procesului educațional de calitate. Ce ați avut? Am avut în vedere continuitatea dotării cu calculatoare, dacă este vorba cu implementarea metodologiilor noi în educație, adică să fie dotată instituția cu mai multe calculatoare, chiar și pentru cadrele didactice, pentru că la moment doar calculatora are directorul și metodistul. Și plus la dotare, adică este vorba de copiator colorat, pentru cadrele didactice, evident că au nevoie de aceste surse. Dar în rest de reparații nu aveți nevoie. Toată instituția e ok? Sunt planificate așa reparații. Ideea e că de aici nu apar sub nicio formă. De asta și-mi trebuie. Am spus,
propuneți niște reabilitări ale, nu știu, pavilioanelor, terenurilor de joacă, obiceiilor. Am propus conform bugetului, evident că este... Pe asta și... Iată, unul, două lucruri mari pe care vreți să le faceți în următorii 5 ani. Care ar fi? Deci un lucru cel mai mare care la moment este parcurs deja realizat și cu începerea lucrărilor, reconstruirea unui teren de sport pe teritoriul grădiniței, care deja eu l-am planificat în planul meu de dezvoltare, dar că, doar că acum anul acesta deja este spre începerea acestui proiect și deja sursele financiare sunt acceptate, toată procedura conform procedurii de desfășurare a achizițiilor este realizată cu succes și am obținut acest proiect. Mulțumim grație primăriei și direcției generale, direcției de sector, pentru că au fost alocați 400.000 lei pentru reconstruirea unui teren de sport pe terenul instituției cu atribute sportive pentru dezvoltarea multilaterală sănătății copiilor. Asta ce este deja realizat. Ok. Colegi, alte întrebări? Bun, așteptați-mi.